Să vă prezint geanta de la Metabo. E mai mare decât cea de la Macheta, care mă plângeam eu că era bine dacă era mai mare, sunt ca pe un nivel de 60 de centimetri. Ei bine, asta are 67 de centimetri pe lungime, 29 de centimetri pe lățime și 325 de milimetri pe înălțime. Să începem cu începutul. Eu vin de la o lucrare, m-am dus, am luat niște materiale și am venit la altă lucrare și o să vă arăt ce am încăput înăuntru. Îmi plac mânerile ca uscaiul ăsta și nu mai stau despărțite. Îmi place centura asta, că e exact ca și cealaltă de la Machița, un cârlic foarte puternic și rezistent. În schimb, centura asta e ca și la cealaltă. Dar având centura moale, pui asta pe umăr și te protejează foarte bine. O centură reglabilă. Făcând o comparație rapidă dintre cea de la Makita și asta, aia de la Makita are centura pe diagonale unicusută, are aici numai 4 cm. În schimb, asta de la Metabo are o centură mai lungă, deci suprafața de contact, suprafața cusută e mai mare, ceea ce e foarte bine. Căptușeala e foarte groasă, sunt două rânduri de material de ăsta impermeabil, nu intra panel și înăuntru are un burete dens sau polistiren. Da, ziceam mai devreme că asta e mai mare de 60-67 cm. E, bine, aici am căput un set de laser cu care lucrez eu de obicei și vă arăt cât are un telescop de ăsta. Deci a intrat telescopul în geanta lui de laser și geanta în geanta, are 70 de centimetri. A încăput foarte, foarte bine. Exact așa era. De ce să pot trei genți când pun toate trei într-una și mă duc? Ia uite. 566 mm are asta, știu că așa am dat comandă. O să urmeze să fac niște rafturi aici. Mult mai confortabil, cine lucrează cu paște, că dacă le am în alunecă și te iau o grămadă de nervi. La interior, geanta are 3 compartimente pentru acumulatori. Aici pun încărcător sau și mai are încă un buzunar aici. Aici are chestia asta de un plastic așa mai moale, cu scai, se poate curăța oricând. Buzunare mult mai multe decât cea de la Makita. Încă un lucru care mi-a plăcut foarte mult față de asta, are căptușeala asta aici, triplu sau decât în stratul ei, în momentul în care o pui pe umăr, chestia asta stă lipită de corp și simulează foarte bine. Nu te deranjează ceea ce transporți în ea. Scaiul ăsta e pentru umbrelă, cel puțin așa am dedus eu, sau poți să pui și o cumpănă, o nivelă, orice. Metabo. În momentul în care fac filmarea, e 130 de lei pe atelierul tău.ro. O să pun un link în descriere.